Bună ziua tuturor la cel de-al doilea webinar susținut de membrii pentru membrii, care se intitulează Soluții naturale de fertilizare foliară. Încep prin a vă spune, de a vă da câteva detalii tehnice de utilizare a Zoom, deși cred că cu toții sunteți familiarizați. Indiferent că folosiți telefonul sau laptopul, în bara de jos a ecranului o să vă apară mai multe icoane de microfon sau de cameră pe care puteți să le activați sau să le dezactivați în momentul în care vreți să vorbiți sau să vă și vedeți. Și de asemenea avem opțiunea chat-ului, tot în bara de jos, în cazul în care sunteți de pe telefon, trebuie să apăsați pe trei puncte și o să vă apară acolo opțiunea. În chat, oricând pe parcursul webinarului, puteți să scrieți ce părere aveți și, desigur, dacă aveți întrebări pe parcurs, le putem prelua fie din chat, fie după ce Eugen face prezentarea și avem sesiunea dedicată întrebărilor și răspunsurilor. Desigur că este foarte fain și dacă vreți să interveniți direct, să adresați voi întrebarea sau, nu știu, considerațiile voastre. Atât pentru voi, cât și pentru cei care o să urmărească webinarul înregistrat. Organizăm aceste sesiuni cu grupul de lucru pentru agroecologie, pentru că vrem să promovăm agroecologia țărănească, care este pentru noi un mod de viață și o viziune complexă, care are la bază atât cunoștințele și înțelepciunile vechi ale țăranilor, dar și, nu știu, gândiri noi, practici și valori care sunt adaptate realității de astăzi. Când ne referim la agroecologie, ne gândim la practicile de zi cu zi țărănești, cu solul, cu animalele, cu alți țărani și consumatorii noștri, dar ne gândim și la știința și inovarea țărănească, de lucru cu plantele, de organizare a producției și distribuției de mâncare și ne gândim și la mișcare socială și politică, adică ceea ce facem noi aici ca asociație. Webinarul este, cum ziceam la început, o cale de a transmite cunoștințe de la un țăran la alți țărani și ne-am propus să organizăm lunar aceste webinare. Am avut unul luna trecută despre recunoașterea plantelor sănătoase și pline de nutrienți. Webinarul poate fi urmărit pe YouTube, sigur aveți pe e-mail link-ul către el. Și astăzi ne referim la soluțiile naturale de fertilizare foliară. Pe lângă webinarele lunare, organizăm și niște cafenele agroecologice, adică un spațiu mai relaxat, în care aducem în discuție problemele cu care ne-am confruntat în luna respectivă în grădină, iar alții care au soluții le împărtășesc și discutăm pe acest subiect. La fel, o să mai avem și în luna iulie și sperăm că și în lunile următoare. Așa că, pentru început, o să-i dau cuvântul lui Eugen, țăran din Moara Vlăsiei, localitatea Moara Vlăsiei, din județul Ilfov și cercetător științific de gradul 2 în mecanizarea agriculturii și, cum zice el, practicant de agroecologie de 7 ani. Așa că el și-a făcut curaj să împărtășească din informațiile și experiența pe care o deține, urmând în alte sesiuni, desigur, să avem invitat și alți membri ai asociației. Salutare, scuze de întârziere. Bună ziua, Enică. Îi dau cuvântul atunci lui Eugen, să trecem la subiect. Mulțumesc, Laruca. Bună ziua tuturor. La mine nu mai este soarele, sper că la voi e soare și bine. Nu știu, în București, pare că vine toamna. Undeva suntem într-o toamnă târzie, cu ploi și frig. Sperăm că acum vine vara. Și pentru că vine vara și e momentul să facem aplicări foliare, despre asta o să vorbesc. De asta este
pus webinarul acum, pentru că acum este momentul să folosiți aceste aplicații foliare. La special la noi în țară, dar nu numai la noi, fermierii, țăranii, folosesc aceste aplicații foliare atunci când apar probleme ale plantelor, adică observă un atac de boli, de dăunători, sau pur și simplu vor să erbicideze. Trebuie reținut faptul că atunci când au apărut aceste boli și aceste dăunători pe plantă și au fost sesizate, deja boala are 3-4 săptămâni în urmă apariția. Deci e bine să prevedem aceste lucruri, nu să așteptăm să apară bolile sau dăunătorii și atunci să mergem la fitofarmacie și să vedem ce ne dă fitofarmacistul, ce chimicală și să stropim. Această utilizare de erbicide sau insecticide, pesticide, prin aplicații foliare, acționează asupra efectului. Deci pe moment o să vedeți că buruiana se usucă sau o să vedeți că sunt insectele mor sau se îndepărtează pe moment. La fel și bolile stagnează, să zicem, dar în realitate se acționează asupra efectului, nu asupra cauzei și aceste boli dăunători, inclusiv buruieni, ele revin. O revin, este o la 2-3 săptămâni sau revin într-un termen mai lung și atunci iarăși mergem la fitofarmacie, iarăși cumpărăm chimicale și stropim din nou folia. Aceste substanțe chimice sunt dăunătoare în special asupra microorganismelor pe care le distrug. În felul acesta se distruge sănătatea solului și implicit și a plantelor. Bolile și dăunătorii apar ca urmare a unor dezechilibre de nutrienți. Deci în sol, uneori, chiar dacă avem anumiți nutrienți, ele nu se află într-o formă disponibilă plantei. Planta nu absorbe acei nutrienți și din cauza acestor dezechilibre apar bolile și nutrienții. Insectele, de fapt, sunt numite gunoieri, iar bolile, deci fungii și ciupercile, sunt numite aparatul de curățire al plantelor. Deci asta ce înseamnă? Ele înseamnă că sunt lăsate de mama natură și au un rol foarte bine determinat. Noi ce facem? Noi oamenii ce facem? Le tratăm chimic, le facem să arate bine, să arate frumoase. În realitate nu acționăm asupra acestor dezechilibre și le punem pe piață. Chiar dacă ele aparent nu sunt bolnave, în realitate acele dezechilibre nu au fost rezolvate. Deci ele sunt lipsite de nutrienți. Deci noi mâncăm plante sub formă de fructe sau legume sau frunze sau ce mâncăm, însă ele sunt lipsite de nutrienți. În primul webinar v-am arătat cum se poate măsura acest lucru cu ajutorul unui refractometru, da? Și cei care au cumpărat și l-au utilizat, mă rog, de la unii de la ei am feedback-ul că au obținut un maxim 6 grade Brix, deci ceea ce e foarte puțin, trebuie să obțină cel puțin 8 grade Brix pentru ca legumele și fructele respective să fie sănătoase. Și atunci aceste aplicații foliare pe care să fac în mod normal, eu nu le recomand. Eu vă recomand să faceți fertilizări foliare. Și anume, să faceți în așa fel încât plantele dumneavoastră să aibă ceea ce le lipsește, și anume nutrienții respectivi. Nutrienții respectivi sunt sub forma unor minerale, da? Pe care le puteți cumpăra de la magazinele de pe internet sau, dacă nu, de la magazinele specializate în produse naturale, produse ecologice. Ele sunt certificate ecologic. Pe lângă asta puteți cumpăra de pe internet, mai puțin cred că o să găsiți în
în magazine, tipurile de bacterii și tipurile de bacterii inoculante și bacterii pentru rădăcină, rădăcinare, micorize și așa mai departe, le găsiți pe internet. Eu o să vă dau în continuare ce trebuie să cuprindă o astfel de fertilizare foliară în soluție trebuie să aveți, după care o să vă prezint și cum fac eu soluția și ce pun eu în acea soluție, adică ceva ce sigur o să vă crească gradele Brix. Deci prin aceste aplicații foliare, ce se urmărește? Se urmărește creșterea procesului de fotosinteză de la 15% la 20%, să zicem, până la 45-60%. Asta este arma cea mai puternică pe care o avem. Asta este motorul, să zicem, pe care noi îl avem la dispoziție. Să creștem sănătatea plantelor. Crescând sănătatea plantelor, automat veți crește și sănătatea solului. De ce? Cum acționează acest lucru? Prin creșterea procesului de fotosinteză, se trimite la rădăcina plantei exudate, să numesc mai simplu carbonat sau zaharul. O parte din aceste zaharuri sunt trimise la rădăcină. La rădăcină ele reprezintă hrana pentru microorganisme, pentru bacterie și ciuperci. Bacteriile acestea și ciupercile la rândul lor au nevoie pentru a-și consolida celula de micronutrienți. Ei le asimilează din sol micronutrienții, fiind la rădăcina plantelor. Ele fie sunt mâncate și prin excrementele altor microorganisme sau macroorganisme se află la rădăcina plantelor, aceste micronutrienți, fie ei le fac o simbioză directă cu rădăcina plantelor. În acest fel, plantele au absolut la rădăcină tot ce le trebuie. Deci, inclusiv apă, pentru că microorganismele asimilează și apă, da? Și creează și humus. Humus care este cel mai bun fertilizator pentru plante. Profesorul James White de la Universitatea Rutgers, New Jersey, SUA, a demonstrat că atunci când microorganismele benefice se înmulțesc, contrabalansează pe cele patogene și creează un sol sănătos. Adică patogenii cunoscuți la noi, fusarium, verticillium, etc., etc., se transformă din aceste bacterii de putrefacție sau profite, se transformă în bacterii endofite, adică creează o simbioză cu plantele și se hrănesc reciproc. În plus față de asta, faptul că avem foarte multe microorganisme benefice, este ca și cum vă duceți într-o parcare și nu mai găsiți loc de parcare și trebuie să plecați de acolo. Pentru că ele fiind foarte multe, se depozitează în jurul rădăcinii plantelor și celelalte bacterii patogene nu mai au pur și simplu de să așeze. Deci este foarte, foarte important să aveți grijă ca în sol să aveți o populație de bacterii foarte mari. În felul ăsta o să le observați foarte ușor în momentul când aveți râme în sol. Când aveți peste 20 de râme pe metru pătrat, e clar că acolo aveți bacterii și ciuperci. Ce se întâmplă atunci când facem aceste fertilizări foliare și creștem unitățile Brix? O să observați că bolile și dăunătorii pe care îi observați pe planta pe care o cultivați se mută pe buruieni. Și anume, de exemplu, afidele care le vedeți ridicând frunza pe partea inferioară a frunzei, o să le vedeți pe buruieni. O să vedeți buruienile ciupite, frunzele de buruieni care au pete. Și o să vă vedeți plantele dumneavoastră sănătoase. În momentul în care o să vedeți frunzele dumneavoastră ca și cum sunt date cu ceară, atunci ați ajuns la o sănătate a plantelor foarte, foarte bună.
Bineînțeles că trebuie să măsurați cu refractometru, dar asta este, astea sunt punctele pe care trebuie să le aveți în vedere și să le vedeți. Vreau să vă prezint acum ce trebuie să cuprindă o soluție de fertilizare foliară la modul general. Deci, în primul rând, apă dedurizată. Apă dedurizată însemnând cu maxim 5 grade germane. Nu este recomandat să folosiți apă din iazuri, din puțuri, mai știu de unde. Orice apă pe care o folosiți trebuie să o măsurați. O măsurați odată primară pentru că clar că ea are aceeași duritate. În principal trebuie să măsurați duritatea. E bine să măsurați și nitriții, adică NO2, pentru că ei sunt toxici pentru plante. Dar de ce de multe ori folosiți aceste soluții foliare, fie că folosiți chimicale, observați că nu au efect. Nu au efect datorită apei. Deci, în context, apa este cea mai importantă din conținutul soluției de fertilizare foliară. Neapărat măsurați-o. Eu am folosit, de exemplu, apă de izvor la ferma ecologică pe care am certificat-o și era o apă foarte bună. Am folosit apă dintr-un puț, care la fel a fost o apă bună. Dar acum, în momentul de față, am puțul aici, unde stau eu lângă București, și are 26 de grade germane și nu pot să o folosesc. Deci trebuie să mă duc în București să iau apă sau să car apă din altă parte. Sigur, sunt niște soluții tehnice, dar foarte scumpe. De exemplu, aș putea folosi apă Kangen sau apă prin osmoză, dar apă dedurizată, să cumpărați dedurizator. Astea sunt soluții destul de scumpe. Dacă folosiți apă din rețea, deci apa din rețea, apa din rețea este folosită, dar are foarte mult clor. Și de aceea o lăsați probabil 24 de ore sau dacă folosiți pompă de aer, cum o folosesc eu, apa este bună după jumătate de oră dacă folosiți pompă de aer sau la o zi după ce o lăsați. În principal, apa din canalizare este bună cu această obiecte care are clor, dar e cel mai bine să o măsurați. Cineva m-a întrebat de bicarbonat. Tocmai asta e. Apa dură conține bicarbonați. Deci tocmai asta trebuie evitat. Asta înseamnă acele grade germane de care am pomenit. Bun. Al doilea, ce trebuie să puneți în recipientul respectiv, deci după ce ați umplut cu apă, nu umpleți niciodată la capacitate maximă. De exemplu, dacă aveți un butoi de 110 litri, umpleți cu 80 de litri. Al doilea lucru, pe care eu nu le recomand deloc, dar să zicem că aveți un caz în care vă trebuie să folosiți, sunt insecticide sau fungicide pentru că aveți un atac puternic de boli și de vânători. În cazul în care folosiți aceste insecticide, aceste chimicale, după 7 zile reveniți din nou cu soluții foliare fără aceste pesticide. Deci cu soluții foliare bazate pe microorganisme și micro- și macronutrienți. Ce trebuie să mai conțină în continuare sunt macronutrienții, adică macronutrienții sunt fosfor, azot, potasiu, calciu, magneziu și sulf și micronutrienți. Micronutrienții sunt de aceeași importanță cu macronutrienții, numai că se folosesc în cantități mai mici. Micronutrienții utilizați în principal sunt mangan, fier, bor, zinc, molibden, cobalt, seleniu, nichel și cupru. Sunt mult mai mulți. Sunt peste 60 de elemente care ajută la dezvoltarea plantei. Aici sunt numai cele, să zicem, utilizate de care să știu mai multe despre ele. În continuare, aveți nevoie de biostimulatori pentru plante. General, cel mai utilizat este chelpul, care este o algă marină. Dar puteți folosi și alte biostimulatori pentru plante, îi găsiți pe internet sub formă de biostimulatori.
Iarăși, următorul sunt biostimulatori pentru microorganisme, adică biostimulatori pentru bacterii și pentru fungi. Cele mai utilizate, ce m-au utilizat biostimulator sunt melasa, făină de pește, făină de lucernă, alge, etc. Sunt foarte mulți. Nu, eu i-am pus pe cei mai utilizați și cei care sunt și mai ușor de găsit. Puteți folosi dextroză, sucuri și așa mai departe. Sunt foarte, foarte mulți. Aceasta este o soluție universală, ce v-am zis, o conținut unei soluții universale. În plus, vi le prezint în ordinea în care le adăugați în soluție. Deci exact în ordinea asta le adăugați, în care vi le spun acum. Următoarele sunt microorganisme, bacterii, fungi, protozoare. Eu o să vă prezint cum lucrez eu, e puțin diferit față de cum am prezentat aceste soluții generale. Astea sunt, la modul general, aceasta trebuie să conțină, să fie conținutul unei soluții. Eu însă fac soluția mea și este puțin diferită. Microorganismele de inoculare. Aici o parte din ele nu le folosesc în soluție, ci le folosesc la rădăcina plantelor. Adică atunci când pun o sămânță în sol, o inoculez cu bacterii fixatoare de azot, cum ar fi semințele de lucernă, da? Se inoculează cu bacterii fixatoare de azot. Ciuperci de micorizare aici ar fi folosite în general la arbuști, la pomi fructifere atunci când se plantează. Se pun și ciuperci de micorizare la rădăcină. Aștept să fac o simbioză directă cu planta, se hrănesc reciproc. Și eu folosesc la final niște bacterii probiotice. Aceste bacterii probiotice sunt bacterii de fermentație, nu știu, cum ar fi lactobacillus, care se află în lapte, drojdia, etc. Sunt bacterii de fermentație foarte benefice. Deci astea se adaugă la sfârșit. Acestea sunt, deci, conținutul unei soluții de fertilizare foliară. Pe baza ei puteți, dar în ordinea respectivă și în ceea ce v-am prezentat, puteți pune absolut orice și puteți încerca orice. Acum o să vă prezint exact cum fac eu această soluție. Deci, eu am un butoi de 110 litri de capacitate de 110 litri. Îl umplu cu 80 de litri de apă, apă dedurizată, exact cum v-am prezentat, apă pe care o măsurați. Deci să nu aibă mai mult de 5 grade germane. În cazul în care mai mult, efectul pe care îl obțineți este poate sub 50% de cât trebuie să-l obțineți. Deci am o pompă de aer pe care, cu ajutorul unui furtun, se leagă de un difuzor. Difuzorul îl las cu ajutorul unei greutăți chiar pe fundul bazinului, deci pe fundul butoiului. În pompa de aer o pornesc, da? Dacă folosesc apă din rețea, apă cu clor, o las să meargă cel puțin 30 de minute să iasă clorul din ea. Clorul, de ce îl las? Pentru că clorul omoară microorganismele. Iar această soluție este plină de microorganisme. După care adaug melasa. Melasa este în special hrana, reprezintă hrana pentru bacterii, dar și pentru ciuperci. Apoi adaug chelpo, care sunt niște alge marine foarte des utilizate. Ele sunt în special hrana pentru ciuperci. În bazin, introduc vermicompost 2,7 kg într-un săculeț. Eu am cumpărat un săculeț de fructe de la Kaufland, nu știu, 5 lei, și în el îmi introduc pentru că este permeabil, este destul. Puteți să introduceți și fără sac, puteți să introduceți vermicompostul și fără sac, puteți, dar aveți grijă după aia, când scoateți din butoi soluția, o strecurați printr-un ciorap de damă. Deci trebuie strecurată ca lumea, altfel vă înfundă duzele de la Vermorel sau de la mașina de stropit.
după 24-36 de ore, da, se poate decupla pompa. Înainte să decuplați, e bine să măsurați soluția. Și anume, cu un pH metru, măsurați pH-ul soluției, valoarea optimă pe care trebuie este în jur de 5,5-5,8. Eu v-am dat o valoare mai largă aici, 5,2-6,4. E bine să o aveți undeva în jur de 5,8. Dacă valorile sunt mai mari, puteți să obțineți valori mult mai mari, adică de peste 6,2. Și atunci adăugați cam câte 50-100 de grame de oțet natural din vin și măsurați din nou până când obțineți valoarea pH-ului optimă. De asemenea, trebuie măsurat conductivitatea apei, ECE-ul. Ar fi bine să o fie undeva în jur de 2,2-2,5, așa microsiemens. V-am dat o valoare mai largă aici. În orice caz, dacă în cazul în care aveți valori de peste 3, ea trebuie diluată. Deci diluarea se face simplu, adăugați apă. Nu este complicat. Ca să creșteți, în schimb, atunci va trebui să introduceți în sistem, deci o cantitate suplimentară de vermicompost și să-l mai fierbeți câteva ore. Imediat după ce ați terminat cu măsuratul și constatați că soluția noastră este bună, da? Opriți pompa de aer, scoateți soluția și stropiți imediat. Adică nu lăsați mai mult de 4 ore. Înainte să stropiți, dacă aveți posibilitatea să folosiți bacteriile din astea probiotice, este bine să le adăugați, dar le adăugați după ce scoateți din funcție pompa de aer. Deci veți lucra, dacă puneți toate aceste ingrediente, nu veți lucra după sistemul 1+1=2, ci veți lucra pe sistemul 1+1=11. Adică reacția plantelor la aceste substanțe pe care le folosiți va fi de 11 ori mai mare decât dacă lucrați cu o singură substanță. Bun. Dacă poți să prezinți eventual, Raluca, cum fac eu, de ce butoiul, dacă poți să ne-l arăți, cum arată. Asta e difuzorul și sacul care l-am cumpărat de la Kaufland. Ăsta, difuzorul, stă pe fundul bazinului. Ăsta e vermicompostul, deci în sac am pus vermicompost. Da? Este un aparat de măsurat ECE. Aparatele astea sunt ieftine, nu sunt scumpe, 50-100 de lei de măsurat ECE și pH-ul soluției. Asta este pompa Hailea, este o pompă de 60 de litri pe minut de aer. Alte firme, dar păstrați neapărat 60 de litri pe minut la 80 de litri de apă, 60 de litri pe minut aer. Neapărat. Asta nu încercați altă variantă. Bun, și astea sunt, de exemplu, fertilizanții de la Naturevo. Sunt ăsta, e un fertilizant special pentru aplicații foliare. El este dizolvabil 100% în apă. Deci, vedeți, are azot, fosfor, potasiu, sulf și așa mai departe. Deci conține cam absolut toate elementele de care aveți nevoie. După, asta este butoiul, vedeți spuma de deasupra, neapărat o să trebuie, asta aveți o spumă. Butoiul, asta este momentul în care el, da, funcționează, da? Deci sacul este agățat, vedeți banda roșie, dreapta, sacul este agățat de o scântură și i-am dat drumul jos. Deci nu trebuie să fie, nu trebuie să faceți cine știe ce inginerii și nu trebuie să fie cine știe ce mari complicații. Însă butoiul trebuie să stea la umbră, undeva la umbră, iar neapărat apa să aibă în jur de 25 de grade. Deci
Asta este foarte important. Să nu stea în soare, pentru că soarele distruge microorganismele. Temperatura apei de ce trebuie să aibă 25 de grade, pentru că într-un interval de 20-30 de grade, în intervalul ăla se dezvoltă foarte, foarte multe bacterii. Iar după ce scoateți, neapărat spălați butoi. Se formează o mâzgă și acolo apar bacterii patogene. Deci neapărat spălați bine de tot butoiul. Vermicompostul puteți pune la rădăcina unui pom și puteți folosi în continuare. Deci îl recupera sacul și restul, furtunul, difuzorul, se spală bine. Tot spălatul e cu o cărpă și cu apă, nu trebuie complicat. Nu sunt complicat. Ce trebuie însă să faceți? Înainte să utilizați această soluție, deci trebuie să revedeți webinarul 1 în care măsurați, deci în pețiol, de exemplu, luați pețiol sau măsurați în frunzele plantelor, frunze bine dezvoltate, frunze care fotosintetizează, da? Fără să fie bolnave. Scurge sucul din ele cu ajutorul unei prese de zdrobit usturoiul și lăsați această sevă pe refractometru și citiți unitățile BRICS. Să zicem că la început o să observați că aveți 4 unități BRICS. Stropiți, când stropiți prima oară, faceți pe soluția și stropiți pe 10% din suprafață. Adică o să stropiți, să zicem, pe 100 de metri pătrați sau 20 de metri pătrați. După o oră, maxim două, măsurați din nou aceeași operațiune, tot în frunze. Dacă faceți în frunze, puteți face în pețion. Pețiol, adică în codița frunzelor, dar să faceți întotdeauna măsurătorile în același loc, adică dacă folosiți prima oară pețiol folosiți și a doua oară, nu măsurați prima oară în pețiol și a doua oară măsurați în frunze. Deci după circa două ore, o oră jumătate, veți obține, dacă soluția este ceea ce trebuie, veți obține 6 grade BRICS. Deci atunci puteți stropi toată suprafața și repetați operațiunea după 3 zile, 4 zile, 5 zile, iarăși măsurați înainte și după unitățile BRICS, după aia fertilizați la circa 5, 6, 7 zile și din ce în ce la diferență de zile. Da, gradele germane nu măsoară duritatea, măsoară bicarbonații, care acolo sunt problemele. Bicarbonații reacționează foarte repede cu nutrienții plantelor și atunci ei, nu mai sunt în formă în care să fie în formă disponibilă plantă. Asta e răspunsul la întrebare. Bun, după 2-3 fertilizări, după aia puteți fertiliza la circa 10 zile sau la 2 săptămâni. În orice caz, de fiecare dată măsurați și trageți o diagramă, să vedeți cum vă aflați. În momentul în care vă aflați un plafon, adică se păstrează peste 10 unități BRICS, mă refer acum la roșii, dar deci înseamnă că trebuie pe un palier și ele au ajuns la niște unități BRICS foarte bune, adică planta este sănătoasă. Puteți să observați și frunzele, să vedeți că sunt sănătoase. V-am zis până la urmă, în final veți avea niște frunze care arată ca și cum sunt date cu ceară. Sigur, sunt mai multe de discutat, cum arată o plantă sănătoasă și așa mai departe, dar o să facem și cu altă ocazie, o să discutăm acest lucru. În principal, deci dacă obțineți și faceți aceste lucruri, nu mai aveți nevoie să mai fertilizați cu chimicale, nu aveți nevoie să mai utilizați chimicalele, nici insecticide, nici pesticide și nici erbicide. Pur și simplu
veți constata că bolile și dăunătorii se mută pe buruieri. E sigur, mai sunt niște lucruri de prezentat, poate în webinarul 3, pentru că astea sunt lucruri care trebuie să le folosiți acum rapid. Anul agricol începând din august, atunci pot să vorbesc puțin despre aplicațiile care trebuie să făcute pe sol și amendamentele cu care trebuie dat și așa mai departe. Eventual în webinarul 3. Bun, eu în principal asta am avut de să vă spun. Aștept întrebările noastre. Bun. Văd că lumea încă mai intră. Bun, deci dacă aveți întrebări, mulțumim tare mult, Eugen. Eu vă invita mai degrabă să luați direct cuvântul, să facem cumva pe rând. Și dacă le punem încet, eventual să le și spunem verbal, astfel încât cei care o să îl urmărească apoi înregistrat să știe, de fapt, răspunsul la ce întrebare a fost. Întreabă cineva aici dacă fertilizatorul CropMax se poate folosi. Da, fertilizatorul CropMax e unul din cele mai bune care se află pe piață la ora actuală. Și eu îl recomand, se poate utiliza, da. Dar dacă îl folosiți numai fertilizorul CropMax, el e bun, dar nu veți lucra după formula 1 plus 1 fac 11, veți lucra formula 1. Deci fertilizorul CropMax îl puteți utiliza la final, după ce ați făcut toate operațiile pe care vi le-am descris eu și ați scos soluția din butoi, puteți adăuga fertilizatorul CropMax. Deci atunci veți lucra după formula 1 plus 1 fac 11. Asta e ideea mea, sigur. Nu înseamnă că nu puteți folosi separat. El e ok, e bun. Dar de ce v-am prezentat toată soluția și tot ce trebuie să conțină o soluție? Pentru că, în general, substanțele pe care le găsiți pe piață sunt incorporate în ele unul sau două din cele pe care vi le-am prezentat. Nu sunt complexe. Iar pentru fertilizare ai nevoie absolut de toate acele elemente. Da. Mulțumesc. Altcineva? În loc de melasă, se poate folosi dextroză? Da, se poate folosi dextroză. În aceeași cantitate? Da, în principal în aceeași cantitate. Trebuie însă măsurat la final ECU. Deci dacă ECU este mic, atunci înseamnă că nu s-au dezvoltat suficient, nu s-au înmulțit de fapt, pentru că bacteriile se înmulțesc din jumătate în jumătate de oră, ele își dublează numărul, ciupercile mai greu. Dar dacă nu s-au înmulțit și deci dacă nu avem un ECU peste 2, înseamnă că va trebui să adăugați dextroză și să adăugați și vermicompost. Eu folosesc vermicompostul pentru că mi-l fac singur, dar vermicompostul nu are niciun fel de bacterii patogene. Deci toate excrementele de râmă, da, nu au bacterii patogene. Nu știe nimeni de ce, dar se știe atâta tot, că tot ce intră în burta râmei, da, indiferent că intră patogene, nepatogene, clar, afară nu ies patogene. Nu are nimeni explicație. Unde găsiți alb jacheb? Le găsiți pe internet. Da. Sunt, eventual am să vă fac o poză, nu am acum imediat pe masă, să vă fac o poză. Eu le cumpăr deva pe la 17-18 lei, cred că sunt un kilogram. Deci sunt și variante foarte scumpe, care trebuie să le evitați. Și sunt din astea mai ieftine. Am să vă fac o poză și vă transmit pe e-mail cu chelpul pe care l-am eu și să vedeți. Dr. Fish se numește firma de la care cumpăr.
Am o întrebare aici. Dacă folosești chelp și vermicompost, de ce mai introduci făină de pește sau făină de lucernă? Dacă folosesc chelpul, chelpul este în general biostimulat pentru plante. Vermicompostul conține bacterii și fungi și protozoare și bacteriile au nevoie de hrană, și anume de melasă, iar făina de pește sau pește hidrolizat este pentru hrana ciupercilor. Lucerna nu o folosesc. Lucerna e o presat pe sol. Dacă o presărați pe sol, atunci reprezintă tot hrana pentru microorganisme, dar pe sol, direct pe sol. O altă întrebare avem de la Oriana, că sunt foarte utilizate soluțiile pe bază de macerat de urzică și au rezultate foarte bune, adică au inclusiv rol de insecticid și de fertilizare foarte eficiente și întreabă de ce nu folosești această soluție. Există diferență foarte mare pe cele două sau și care ar fi ele, să zicem? Că... Eu am folosit maceratul de urzică. Cea mai bună variantă sunt ceurile de combinate între coada calului, tătăneasă și urzică. Și maceratul de urzică l-am folosit, are rezultate, nu contest. Însă, nu stăpâniți acolo bacteriile patogene. Și toate bacteriile astea care se formează acolo în maceratul de urzică le distribuiți pe sol. El conține anumiți nutrienți, maceratul de urzică, și are efect asupra plantei, dar din punctul ăsta de vedere a faptului că veți avea bacterii patogene și ăsta e un motiv pentru care eu nu mai folosesc așa ceva. Te întreb eu acum, pentru ceilalți și pentru cei care se uită la video, cum îți dai seama că are elemente patogene? Cum recunoaște cineva că s-a întâmplat ceva în neregulă cu maceratul de urzică? Poate să întâmple și cu cel de vermicompost, adică dacă cineva nu-l face ca lumea, o să aibă un miros neplăcut. Dacă adaugi făina de pește, are un miros de făină de pește, dar nu este un miros neplăcut, atenție. Însă, atunci când această soluție, maceratul sau ceaiul de vermicompost sau orice altceva, are un miros urât, un miros de putrefacție, de fomă și așa mai departe, acolo sunt bacterii patogene și soluția aia nu se folosește. Se aluncă la canalizare sau unde reușiți să scăpați de ea. Deci, în niciun caz, nu folosiți acea soluție. Da. Mai am eu o întrebare, că ziceai că soluția de fertilizare ajută la creșterea valorilor BRICS în plante, da, în plante mai sănătoase. Ce facem dacă aplicăm soluția pe care o facem după această rețetă și observăm totuși că fie nu cresc valorile BRICS, fie în loc să crească cu 2, creștem constant doar cu 1. Ce înseamnă asta? Înseamnă că soluția, dacă nu cresc, e clar că soluția nu e bună, deci trebuie schimbată soluția, dacă nu cresc. Ați putea măsura și valorile buruienilor, deci înainte și după ce stropiți, ca nu cumva să creșteți buruieni. Dacă cresc valorile BRICS la buruieni, adică e clar că creșteți buruieni, da? Și trebuie schimbată soluția. Adică soluția pe care ați gândit să o faceți, undeva ceva e greșit. În special, de ce m-am referit acolo la apă, este în special pentru că cea mai mare problemă este apa. Apa în sine este un fertilizant. Uitați-vă la apa de ploaie când plouă și plantele deja parcă râd după ploaie. Așa. Încep și se dezvoltă, schimbă culoarea și așa mai departe. Planta respectivă este o plantă care este energizată, da? Are un pH în jur de 5,5 și ea atunci când trece prin atmosferă captează și anumite micronutrienți. Deci apa în sine nu este o apă simplă, așa o considerăm noi, e un suport, să zicem. Nu. Apa în sinea ei reprezintă un nutrient pentru plante, pentru că iar are cam tot ce trebuie.
sau cel puțin așa ar trebui. Deci prima și prima oară când nu funcționează soluția, adică nu obțineți 2 grade Brix în plus, gândiți-vă la apă. Gândiți-vă ce apă ați folosit. Pentru că restul ce vi le-am dat eu acolo sunt ok, sunt verificate de mine. Dar puteți face sigur și alte soluții. Eu știu, nu neapărat ce de vermicompost. Puteți face și orice altceva, dar trebuie obligatoriu să măsurați. Dacă efectul nu există, atunci folosiți degeaba, deci cheltuiți niște bani degeaba. Apropo de asta, pe mine mă costă, să zic, 5 euro să fertilizez un hectar. Da? Și dacă îl fertilizez de 10 ori pe an, mă costă 50 de euro. Dar nu mai folosesc chimicale, nu mai folosesc niciun fel de, nu știu cum să zic, pesticide, insecticide și herbicide și așa mai departe. Deci ce poate să fie mai ieftin și mai sănătos și mai bine pentru o cultură decât așa ceva? Nu știu, eu cel puțin nu cunosc. Hai să mai vedem. Să ne notăm ca să avem la ce să ne raportăm. Absolut. De unde eu, în webinarul trecut am dat un tabel cu ceea ce trebuie să înregistrăm unitățile BRICS. Da. Deci trebuie văzut și webinarul 1. Mai avem aici o întrebare. Într-o gospodărie folosesc o soluție diluată cu zer de lapte cu apă pentru controlul manei la roșii. Și în ce condiții ar trebui păstrat zerul sau cât timp pentru a nu dezvolta bacterii patogene? Și întrebarea e cumva dacă și probioticele pe care le conține dispar în timp. Deci zerul conține probiotice, lactobacillus, care vi l-am spus că îl folosesc și eu. Deci, și este foarte bun pentru mană, raportul cred că 50-50, așa, un litru de apă cu un litru de zer sau un litru de lapte. Zerul probabil că este mai slab, deja se puteți folosi direct ca zer. Nu știu exact să vă spun cam cât timp se păstrează, dar din punctul meu de vedere eu nu l-aș păstra deloc, adică eu l-aș folosi imediat. Ca să-l păstrați trebuie să-l puneți undeva la rece. Deci undeva în frigider. Și nici acolo nu puteți păstra, să zic, o perioadă foarte, foarte îndelungată. Pentru că, v-am spus, apare imediat patogene. Nu puteți să-l mențineți imediat. Pentru că e tot vorba de lapte, ne întreabă de cineva dacă laptele trebuie să fie fermentat? Nu. Nu, laptele nu trebuie să fie fermentat. Nu. Deci laptele... Nu, laptele de vacă. După ce l-ați smuls vaca, îl puteți folosi 50-50%. Mai avem aici o întrebare legată de importanța apei, că te-ai referit la apa Kangen și aici membrul ne subliniază că este singura apă din lume în care mineralele sunt organice și asimilate imediat în celulele vii. Ar vrea să afle dacă se pot reduce celelalte minerale necesare. Da, e într-adevăr o întrebare, întrebare mai tehnică. În general, cum să dau, toate, sau majoritatea microelementelor pe care le folosiți trebuie să fie chelate, trebuie să fie sub formă redusă. Trebuie să fie sub formă redusă, în forma asta redusă, chelate, ele sunt ușor asimilate de plantă. Dacă nu le dați sub forma asta redusă, deci formă chelată, ele se oxidează și iarăși nu devin accesibile plantelor. Deci asta este un lucru foarte, foarte important. Nu l-am menționat pentru că deja intrăm într-o lume mult prea tehnică. Dar atunci când cumpărați, e bine să vedeți că microelementele sunt chelate. Ok. De câte ori se aplică soluția de fertilizare la o cultură? Depinde. De la un an la altul? Plecând de la premisa că plantele sănătoase fac un sol sănătos? Nu. Deci în funcție de cultură, dacă aveți o cultură de salată, le stropiți de maxim 3 ori, să zicem. Dacă aveți o cultură de roșii, care durează
timp mai îndelungat, probabil că în primul an o să o stăpiți de 10 ori. În anul 2, probabil că o să o stăpiți de 7 ori. Iar în anul 3, de 5 ori. Și poate că în anul 3, de exemplu, nu mai aveți nevoie să introduceți în sistem microorganisme. Este suficient să introduceți melasă și chelp și așa mai departe pentru a stimula microorganismele. E suficient, de exemplu, să stimulezi dâmpăsol cu melasă. Se stimulează bacteriile și nu mai e nevoie să faceți tot sistemul ăsta. Cum vă dați seama că ați ajuns acolo, este că trebuie să aveți cam 50 de râme pe metru pătrat. În momentul în care râmele zburdă, să zicem așa, că în solul dumneavoastră, solul se aerează și acolo sunt foarte, foarte multe bacterii. Deci, felul ăsta vă dați seama că aveți un sol sănătos. Deci nu trebuie să mai folosiți soluția asta așa complicată. Însă, sigur, de aici porniți. De la ce v-am prezentat eu. Iar la anul ce aduci, toți cei care vor începe să folosească sistemul, la anul putem să discutăm și să vedem fiecare ce a obținut. Sau pe parcursul anului, fiecare ce a obținut. Și în funcție de ce a obținut fiecare, pentru că nu o să fie la fel. Fiecare are alt sol, fiecare are alte condiții. Deci unul poate să stopească de 5 ori și unul de 10 ori. Nu pot să vă dau o formulă acum universală. Însă, în orice caz, din ce în ce se stopește mai puțin. Probabil că observăm după X ani și că valorile BRICS din plante sunt deja valori înalte și atunci pentru că nu mai e necesar. Solul fiind sănătos, da? Având exact ce trebuie și în special humus, dacă formăm humusul, atunci nu va mai fi nevoie de așa mult. Dar totuși vor fi niște aplicații foliare, deci de fertilizări foliare de întreținere, asta sigur. Și această soluție pe care v-am dat-o puteți să stopiți și solul pe ea. Deci e foarte bună și pentru sol. Dacă ați făcut mai mult, acolo sunt 80 de litri, dacă, eu știu, cu 46 de litri ați rezolvat și ați stropit frunzele, deci oricum se stropește dimineața, cred că asta știe toată lumea, ceea ce vă rămâne, stropiți solul cu ea, deci nu o aruncați pur și simplu. Este foarte bună și pentru sol. Alte întrebări? Puteți să și intrați live, să puneți întrebările. Eu are aici cineva care și-a cumpărat deja refractometru și a înregistrat unele valori de curiozitate. Da, eu am cumpărat. Mm-hmm. Ați făcut măsurători? Da, am măsurat de 4 ori. Ați obținut? Da. Frunze? Frunze? Da. Frunze. Frunze, da. La roșii. Și cât ați obținut? Păi 4 la început și după aceea 5 și atât. Bun. Am stropit cu apă, cu lapte. Da. Faceți soluția care v-am prezentat-o eu. Acum știți că o să aveți în jur de 4 la început și după 2 ore, după ce faceți soluția pe care v-am prezentat-o, vedeți cu cât încep să urce. A doua zi puteți măsura din nou sau a treia zi să vedeți, pentru că în 3 zile el urcă la, să zic, 7-8, după care începe să scadă iarăși spre 5-6. Iarăși trebuie să dați până când iarăși urcă spre 10, da? Iar coboară undeva spre 7-8 și tot așa. După circa 5-6-7 stropiri, o să obțineți plante sănătoase. Da. O să fie ca la parcul de distracție, așa. Da. Există un palier la un moment dat, el coboară mai greu. Și în momentul în care el merge peste 10 pe palier, deci deja aveți niște plante foarte sănătoase. Da.
Eu aștept înregistrarea pentru că am făcut o confuzie și am intrat la 2:30. Și asta răspunde și unei alte întrebări, că înregistrarea o să fie urcată pe YouTube, o să primiți cu toții link și alți membrii asociației și puteți să o revedeți oricând și materialul o să îl trimiți și pe lista de discuții a grupului de agroecologie. De asemenea, puteți să vă lăsați și e-mailul în chat, pentru că știu că nu toți sunteți membri ai grupului de agroecologie și atunci pot să vă trimit separat prezentarea, căci pe unii dintre dumneavoastră îi văd pentru prima oară. Și atunci, nu vă știu tuturor numele și poate e mai complicat să vă găsesc pe baza de date. Mai pune o dată rețeta pe care o fac eu, mai pune-o pe ecran, pentru că probabil unii n-au văzut-o de la început sau au intrat mai târziu. Da, zic că pe asta o să și trimit. Și o să se poată aici, asta e. Așa. Deci puteți să-i faceți acum o poză cu telefonul sau revedeți înregistrarea sau vă trimit pe e-mail dacă faceți parte din grupul de lucru pentru agroecologie sau dacă lăsați acum e-mailul vostru în chat. Da, mulțumesc mult. Pentru toți cei care, mă rog, au anumite probleme sau, mă rog, n-au înțeles ceva, poate să trimite pe e-mail întrebările și eu le răspund, nicio problemă. Deci nu trebuie să răspund mai la webinar, pot să răspund și pe e-mail. Asta, de exemplu, mă duce cu gândul un pic aici, că avem, deci, această listă de discuție, dar pe lângă asta mai este și o listă de discuție a membrilor în general, care nu neapărat își doresc să facă parte într-un mod activ dintr-un grup de lucru, dar este pentru o informare generală. Acolo este o altă cale unde puteți să puneți informații sau diferite situații cu care vă confruntați. Eugen este și el pe listă și poate să răspundă direct acolo. Sau să ne scrieți direct pe membrii@rondecoruralis.ro și eu îi direcționez lui Eugen sau vă pun desigur în legătură legătură directă între voi prin e-mail. Deci sunt mai multe căi în funcție de cum vreți, preferați să vă implicați. Așa, și slide-ul anterior, sigur. Așa, cred că era vorba de asta. Da, asta este soluția generală. De aici se pleacă. Fiecare asta vrea să mai vadă Iulian, la fel, bănesc că poate face fotografii și atunci o are la îndemână. Da, poate că sunt mulți care nu vor să folosească soluția mea, dar trebuie să folosească soluția de fertilizare cu tot ce trebuie să cuprinde aici. Uh-huh. Și atunci neapărat trebuie să măsoare la început și fertilizare, adică înainte de fertilizare și după, să vadă dacă ceea ce au făcut e ok, dacă planta reacționează bine și poate fiecare să-și facă absolut tot. Ce soluție vrea, ce soluție se potrivește pentru fiecare plantă, în parte, pentru fiecare condiție de lucru de la dânsi de acolo. De asta le-am prezentat pe amândouă. Legat de întrebarea unde este linkul către primul webinar, îl pun îndată și în chat, dar se regăsește și în invitația la webinarul acesta. Mai jos în text este pus linkul către el. Probabil că ați trecut razant prin text și nu l-ați văzut. Dar îl pun îndată și în chat. Da, uite, pentru cei care vor să vadă cum e melasa, Raluca, nu știu dacă mă pot vedea acum pe mine. Da, da. Pot, da. Deci asta e melasa pe care o pot folosi de la Solaris. E de preferat să folosiți melasa sub formă de sirop. Vitamax Rumix se numește soluția. Aia este o melasă care se folosește pentru animale sub formă de sirop, ca o
ciocolată, așa, e un sirop tare, ca miere întărită. Iar dacă nu găsiți așa ceva, uitați de la Solaris, puteți găsi această melasă. Cred că trebuie să o ridici mai sus, Eugen. Așa, așa, se vede? Da, e o melasă nerafinată, nu? Și... Da. Uh-huh. Da. Deci, dacă găsiți melasa sub formă de sirop, Vitamolix, da, se numește, aia este mai bună. Deci, mă rog, sau alte siropuri. În orice caz, nu folosiți chimicale, deci nu folosiți zahărul, care are o transformare chimică și nu este ceea ce trebuie. Siropuri puteți folosi. Așa, acum o să vă dau un... Am o întrebare. O secundă, Iulian, da. Am pus în chat link-ul la primul webinar. Și acum ai cuvântul, te rog. Mulțumesc. La ultima cafenea spuneam că avem o baltă din care ne gândim să udăm grădina. Riscul era însă că să avem nitriți destul de ridicați, am măsurat și cantitatea de nitriți e 1. Mă gândeam cât de mult afectează, adică știu că pentru apa de băut ceea ce depășește 0,4 parcă e periculos deja. Da. Însă pentru irigat în grădină mă gândeam cât de mult se filtrează prin pământ și cât de mult se absorbe în plante sau cât de riscantă credeți că e pentru irigat. Apa de irigat nu e așa riscantă ca apa când faceți aplicații foliare. Nu e așa de, dar este de preferat să nu aveți nitriți. Nitriții, deci NO2, da, sunt toxici pentru plantă. Dacă aveți nitrați, NO3, da, aia sunt benefici pentru plantă. Nu ați putea să irigați și să măsurați cu refractometru. Irigați o porțiune cu apa pe care o aveți dumneavoastră și irigați o altă porțiune cu o apă pe care o controlați. Să vedeți diferența și măsurați cu refractometru. Eu nu vă recomand să udați, dar în cazul în care n-aveți, e mai bine să udați decât să nu udați. Deci în cazul în care nu aveți altă soluție, totuși e mai bine ca planta să aibă apă. Asta e... Da, oricum ar trebui să faceți cumva acolo să păstrați, eu știu, apa sub o formă, eu știu, un ian sau ceva de genul ăsta, eventual. Da, ea are, balta asta are viață, adică sunt pești, sunt broaște, vin păsări sălbatice, acolo sunt libelule, doar că din ce am măsurat nitriții, eu, vecinul are porci. La o distanță de 7 metri și presupun că acolo e sursă. Acolo e sursă. N-aveți cum să îndepărtați sursă. Exact, da. Dar încercați și folosiți-o și măsurați. Deci o folosiți, da. Măsurați la 2 ore după ce o folosiți, măsurați cu refractometru și vedeți dacă e benefică sau nu. Și pentru stropit am să folosesc apă de ploaie. Da, că în orice caz nu pentru stropit. Apă de ploaie se poate folosi pentru stropiri foliare, da? Dar nu apa asta din iasă. În niciun caz nu folosiți pe asta. Deci asta nu e bună. Am înțeles. Mulțumesc. Cu plăcere. Alte întrebări, sugestii, reclamații, considerații? Bun. Păi dacă nu, vă mai spun încă o dată ceea ce spuneam și la începutul webinarului, că organizăm lunar, așa ne-am propus, aceste webinarii
curs, să le spun așa. Primele sunt susținute de Eugen și apoi o să facem și cu alții membri, că există până la urmă o bogăție de cunoștințe printre noi care merită împărtășite și discutate. Și pe lângă webinarii facem și aceste cafenele online, cum ziceam, în care povestim despre provocările, problemele pe care le avem în special în luna respectivă în grădină și alți membri care au testat diferite soluții, pun la comun aceste informații și ne reflectăm la ele. Și pe lângă asta, tot lunar, lansăm articole și interviuri sau podcasturi, cum vreți să le numiți, despre agroecologie țărănească, despre diferiți membri din toate colțurile țării care au propriile inițiative, fie că e vorba de gospodărie sau pensiuni sau mai știu eu ce. Vrem să, la fel, să împărtășim din toate cunoștințele astea pe cât mai multe căi. Așa că toate se regăsesc fie pe site-ul asociației, fie pe canalul de YouTube, iar la rezultatul cafenelor online, pentru că acestea nu sunt înregistrate, o să fie un material scris unde adunăm, colectăm practic tot ceea ce se discută în timpul lor, să rămână informația asta să poată fi consultată și de către alții care n-au participat la cafenele. Căile noastre de comunicare sunt cele pe care le-am menționat și mai devreme și pe care cu siguranță unii dintre voi le cunoașteți. No. Mai fac un ultim apel, dacă mai are cineva de zis ceva, poate nu neapărat o întrebare. Și în cazul în care nu, atunci, ce să zic, îi mulțumesc lui Eugen încă o dată. Și eu mulțumesc la toți. Sperăm că sunt utile informațiile și apoi pe parcursul webinarilor viitoare și a cafenelor vedem mai exact și cum au funcționat cele pe care le-am povestit acum pentru cei care vor să le pună în aplicare. No. Dacă ați vrea să deschideți camera, să facem o poză cu toții, ar fi foarte drăguț. Și știu asta că zic de fiecare dată, dar eu una mă bucur să pot să văd numele și fața și să vă recunosc. Dacă aveți posibilitatea, desigur, și dacă doriți, nu e... Super, păi mă bucur să vă... Raluca și Maria, mereu cu cei mici lângă. Nici o problemă dacă nu aveți cameră. Aici am domnului Haja. Păi să aveți o zi bună. Mulțumesc tuturor că ați participat. Și ne auzim la următorul webinar. O să primiți invitație tot prin e-mail sau prin newsletter. Dacă aveți probleme și nu primiți invitație, oricând, sigur, puteți să ne scrieți pe membriarondecoruralis.ro. Câteodată se întâmplă asta de la sistemul de trimitere în masă a mesajelor, inclusiv pentru cei care se uită la acest webinar și nu știu când, cum să afle de următorul. Na bun. Sănătate, numai bine tuturor și spor. Mulțumim. Sănătate, numai bine tuturor. Să ne auzim cu bine. Mulțumim. Mulțumim. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.